Domnule director, ne aflăm la finalul întâmplărilor minunate de la Chișinău. V-aș ruga pentru cititorii și ascultătorii și cei care vizionează emisiunea televiziunii noastre, televiziunea literară, să trageți o mică concluzie și să spuneți gândul dumneavoastră după aceste două zile foarte intense. Păi nu se poate așeza acum în mintea mea o concluzie, pentru că în general eu cred că concluziile blochează. Haideți să ne gândim la altceva, să ne gândim la următoarele aventuri spirituale. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în aceste două zile aici la Chișinău mi s-a părut absolut fabulos. Această întâlnire de la Chișinău, de fapt, reprezintă drumul pe care Centrul de Cultură George Apostu, eu împreună cu toți colaboratorii mei apropiați de acolo, îl clădim de foarte mulți ani. Drumul pe care ne place să ne reîntâlnim, drumul dumiririi noastre, așa cum îmi place mie să spun, în lucruri și cu lucruri esențiale, plecând de la spectacolul pe care l-am prezentat aseară până la cărțile despre care s-a vorbit astăzi aici la Uniunea Scriitorilor. Din discuțiile pe care le-am avut cu cei care au fost prezenți și aseară și astăzi aici la Uniunea Scriitorilor, aseară la Teatrul Luceafărul și astăzi aici la Uniunea Scriitorilor, oamenii s-au arătat a fi încântați, multe propuneri pentru viitor, legate și de partea cultural-teatrală, dar în special de partea de carte, de ceea ce înseamnă cartea în acest spațiu, de ceea ce înseamnă cartea românească, de ce nu, de ceea ce înseamnă cartea care vine prin traduceri excepționale, așa cum sunt cărțile care au fost prezentate astăzi aici, traduse de profesorul Gheorghe Iorga din persană. Ultima lui carte, apariție pe piața culturală românească, Omar Khayyam, fiind de fapt și cartea care este, așa cum se știe foarte bine, nominalizată la premiile Uniunii Scriitorilor. Sper chiar acest premiu să meargă spre el, pentru că o merită pe deplin. Așadar, nu concluzii, ci deschideri, noi deschideri, pentru un proiect cultural pe care Centrul de Cultură George Apostu îl așează de mult în alte spații culturale decât cel al Bacăului, ieșind așa cum s-a văzut în lume, pentru că eu cred că aceste ieșiri sunt absolut necesare, discuțiile sunt benefice pentru toți cei care iubesc cultura, iubesc carta, iubesc adevărul, și se așează cu folos și pentru ceilalți în această lume atât de nebună în care trăim. Să sperăm că vor fi doritori și pentru etapele următoare și că proiectele centrului vor stârni același interes, nu numai la Bacău, nu numai în România, ci și în spațiile celelalte locuite de români. Poate veți avea o idee să mergeți și la românii din Serbia și la românii din Ungaria și cei din Ucraina. Asta ar însemna să renod multe dintre drumurile și întâlnirile din aceste spații, pentru că cu cei din fosta Iugoslavie, de la Uzdin, am avut întâlniri importante în timp cu artiștii plastici naivi de acolo, o grupare de adeptul extraordinară,
Așa s-a întâmplat ca în unele dintre programele europene pe care le dezvoltă centru să ne fi putut întâlni cu românii din Italia. De ce nu? Poate și Cernăuțul va fi în vizorul nostru pentru viitoare programe. În orice caz, Chișinăul rămâne un spațiu de suflet și de minte românească spre care proiectele și programele centrului se apleacă cu prioritate. Mulțumim! Și eu.